Frați și surori, vă invit cu tot respectul să vă ridicați, să onorăm cuvântul Domnului, să-l deschidem, să-l citim pentru seara aceasta. Și acum îl găsim scris în Vechiul Testament, în cartea prorocului Iona, capitolul 1, versetele 1, 2 și 3. Pagina 893. Iona, capitolul 1. Citim cuvântul Domnului de la versetul 1 până la versetul 3, pagina 893. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului, s-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Amin. Amin, vă rog să reocupați locurile. Față în față cu mica sa biserică, în afara zidurilor Ierusalimului, Domnul Iisus i-a privit în față pe ai lui și le-a spus următoarele: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacului. Amin. Amin? Dacă spunem amin, înseamnă că noi credem ceea ce a spus Domnul. Și înseamnă că, începând din seara asta, am luat din nou în calcul pentru ultima dată ceea ce Domnul zice: voi fi cu voi. Ai grijă cum trăiești, că Domnul este pe urmele tale. Amin. Față în față cu mica sa biserică, în afara zidurilor Ierusalimului, când momentul despărțirii se apropie, Domnul Iisus i-a privit în față și le-a zis: duceți-vă și predicați în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Sper că în această seară înțelegem că sfârșitul bate la ușă, că misiunea noastră trebuie să se încheie într-un mod onorabil, că trebuie să ne uităm în spate, să ne facem o analiză riguroasă asupra a ceea ce Domnul ne-a spus nouă să facem și să realizăm că am făcut ceea ce a spus Domnul, ne-am dus, am predicat, nu ce am vrut noi, ci ceea ce a vrut El. Și ne-am uitat la oamenii care au început să creadă și au crezut și au ajuns să fie mântuiți și am devenit frați. Față în față cu mica sa biserică, în afara zidurilor Ierusalimului, Domnul Iisus se uită la ei și ei dau semne că au înțeles ceea ce a spus Domnul până acum și parcă se grăbesc să plece. Ascultați ce le zice Domnul: ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Sper că am înțeles că în lucrarea lui Dumnezeu avem nevoie de putere. Avem nevoie de echipare, pentru că lupta care se dă pentru câștigarea unui suflet este lupta pe viață și pe moarte. Și singuri nu o să putem câștiga, doar dacă suntem echipați. Uitându-mă la aceste trei citate din Scriptură, am înțeles un singur lucru. Mi-am înțeles bine chemarea, sper că ți-ai înțeles bine chemarea,
că acea chemare pe care ne-a lansat-o Domnul Iisus nu a fost chemarea de a încălzi scaunele bisericii, ci de a alerga după oamenii care se pierd în jurul nostru. Pentru asta, în această seară, te invit la misiune. Textul pe care l-am citit nu este cunoscut. Însă, predicând de atâtea ori din această carte a lui Iona într-o seară, am tresărit la capitolul 1. Pentru prima dată, la capitolul 1, uitându-mă atent, am descoperit ceea ce n-am descoperit până atunci. Și anume, în această seară aș vrea să vă prezint omul care fuge de misiune. Ați înțeles? Nu care fuge de biserică, nu care întârzie la biserică, ci omul care fuge de misiune. E posibil? E posibil să fugim de misiune? E posibil să ignorăm chemarea? E posibil să ignorăm mare trimitere? E posibil? E posibil? Dacă în această seară te hotărăști să te apuci de treabă, să te apuci de lucru, să faci misiune măcar pe ultima sută de metri, atunci, înainte de a pleca în misiune, ține cont de patru lucruri. 1. Recunoaște vocea lui Dumnezeu. Dacă nu o recunoști, stai acasă. Nu pleca în misiune. Până nu devii familiar cu vocea lui Dumnezeu, tu ai nevoie să asculți vocea lui Dumnezeu. Amin. În momentul în care ai devenit familiar cu vocea lui Dumnezeu și cunoști vocea lui Dumnezeu și spui gata, plec în misiune, ține minte al doilea lucru. Fii gata să renunți la confort. Dacă nu ești gata să renunți la confort, atunci rămâi acasă. Misiunea nu înseamnă confort. Misiunea înseamnă alergare. Misiunea înseamnă predare totală în lucrarea lui Dumnezeu, în mâinile lui Dumnezeu. Misiunea înseamnă să asculți, să te duci, să fii dispus la orice oră din zi și noapte să răspunzi chemării la mare trimitere, la locul în care Dumnezeu te trimite. Misiunea nu înseamnă confort. Misiunea nu înseamnă moft. Dacă te-ai hotărât să renunți la confort și ești familiar cu vocea lui Dumnezeu și cunoști vocea lui Dumnezeu, atunci, ține cont de al treilea lucru, și anume, fii gata să devii omul de sacrificiu. Dumnezeu nu are nevoie în misiune de vedetă, pentru că El însuși nu este o vedetă. Când Domnul Iisus a venit în lumea noastră, n-a venit să devine vedetă. A venit să moară pentru toți păcătoșii și a devenit omul de sacrificiu. Fiul lui Dumnezeu a plătit cu viața lui pentru viața fiecărui păcătos. De aceea, cine vrea să facă misiune, trebuie să se gândească că e nevoie să devină omul de sacrificiu. Dacă ești familiar cu vocea lui Dumnezeu, dacă ești gata să renunți la confort, dacă ești gata să devii omul de sacrificiu, atunci ține cont de ultimul lucru. Asumă-ți responsabilitatea predicării adevărului. Dacă se umple biserica sau se golește, tu predică adevărul lui Dumnezeu, pentru că adevărul rămâne în picioare, pentru că adevărul va elibera oameni, pentru că adevărul îi va duce pe oameni față în față cu Dumnezeu, adevărul. Nu predica ce vrei tu, nu predica predicile tale, nu ameți publicul cu predicile tale, ci predică adevărul lui Dumnezeu. Biserica e nu loc de spectacol și de afirmare. Biserica este locul întâlnirii cu Dumnezeu și este locul slujirii. Misiunea nu este locul în care eu învăț să devin vedetă. Misiunea este locul de sacrificiu. Misiunea este locul în care alerg după oameni, în care vreau să câștig oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin? Dacă ai înțeles aceste patru mari adevăruri, atunci haideți să pornim în această seară la drum. Omul care fuge de misiune.
Cum arată omul care fuge de misiune? Am vrea să facem portretul acestui om și dacă în seara aceasta simți că ești omul ăla care până acum ai fugit de misiune, în această seară, înainte de a termina predica, roagă-L pe Domnul să te ierte și roagă-L pe Domnul ca începând din această seară să te ajute să înțelegi viziunea Lui, scopul Lui și să te echipezi în această seară pentru a putea să faci ceea ce Dumnezeu dorește să faci. Amin? 1. Omul care fuge de misiune este omul care s-a hotărât să nu-L mai asculte pe Dumnezeu. A spus într-o zi, gata, am obosit, toată viața mea am alergat, să mai facă și alții, sănătatea mea e șubredă, anii sunt mulți, vreau măcar la finalul vieții să stau liniștit. Așa că, Doamne, fii bun și caută pe altul, că nu mai vreau. Neascultarea noastră nu-L onorează pe Dumnezeu. În schimb, ascultarea L-a onorat, îl onorează și îl va onora pe Dumnezeu. De aceea, ține minte, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Așa că ai grijă cum sfârșești viața pe câmpul de bătălie. Ai grijă cum sfârșești viața pe pământul acesta. Omul care fuge de misiune este omul care nu ascultă. Cum arată el? Nu vorbește Scriptura că nu aude. Nu vorbește Scriptura că nu înțelege. Nu mai vrea. Cum arată el? Omul care nu mai vrea să asculte de Dumnezeu și nu mai vrea să facă misiune, este omul care merge în sens opus voiei lui Dumnezeu. Vă rog frumos să ascultați cuvântul. Versetul 2. Scoală-te, du-te la Ninive. Versetul 3. Iona s-a sculat să fugă la Tars. Departe de fața Domnului. Atât de clar mesajul, du-te la Ninive. Atât de aproape Ninive, atât de departe Tarsul în sudul Spaniei, să traversezi Mediterana, să fii pregătit să înfrunți toate pericolele de a-ți împlini moftul să ajungi la Tars. În timp ce Ninive este atât de aproape, știți ce fain când dăm la biserică? Învață-mă să-mi fântuiesc of, Doamne, voia Ta mereu. Să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea. Atât o cântăm la biserică și când ieșim afară, cântăm de fapt altceva. Voia mea, nu voia Ta, să se facă, Doamne, în viața mea. M-am săturat de dependență, vreau să trăiesc într-o totală independență, măcar acum la final. Așa că, Doamne, am și eu drepturile mele. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars. Punctul negru de pe hartă îl va numi el departe de fața Domnului. Care e direcția ta? Nu așa că de multe ori suntem falși. Ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Chiar vrei? Știi că Dumnezeu vrea? Tu mai vrei? Sau ai spus aici să te audă alții? Omul care nu mai vrea să asculte de Dumnezeu și nu mai vrea să plece în misiune, este omul care circulă, care merge în sens opus voii lui Dumnezeu. Dar nu atât. Omul care nu mai vrea să asculte fugind de misiune, este omul care are un alt scop față de scopul pe care îl are Dumnezeu. Vă rog frumos să ascultați dovada. Versetul 2. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și scopul. Strigă împotriva ei. Mai sunt 40 de zile din momentul în care vei intra în Ninive, citim asta în capitolul 3, du-te și spune-le 9 cuvinte, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ăsta e scopul, ăsta e mesajul. Este ultimatumul dat pentru capitala Imperiului Asirienilor. Du-te în Ninive și strigă, nu te duce și lăuda caracterul lor. Caracterul lor este deformat datorită păcatului. Nu știu să deosebească stânga de dreapta. Du-te la oamenii și e căzuți. Du-te la
oamenii care stau și mor în întunericul lor, du-te acolo, du-te și scoate din întunecimea lor. Du-te, ăsta e scopul meu. Și ce a spus Iisus în casa lui Zacheu? Când toți îl condamnau, s-a ghemuit la picioarele lui Iisus și își mărturisea păcatul și Iisus zice, scopul lui, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. A nu-L mai asculta pe Dumnezeu înseamnă a avea un alt scop decât scopul lui. Ascultă scopul lui Iona. Versetul 3. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars. Departe de fața Domnului. Nu poți să te duci așa de departe să nu te aducă înapoi. Nu poți să fugi așa de repede ca să nu te ajungă. Și nu poți să te ascunzi atât de bine ca să nu te găsească. Nu poți! Înțelegeți, era și asta, Iona are un alt scop, călătoriile. Îi plac călătoriile. Îți plac? Mi-au zis frații, am fost în România și ne-am dezobișnuit de mască. Și am venit apoi și am dat din nou de mască. Da. Voi sunteți cei mai regiți cu măștele, în toată Europa nu vezi așa ceva. Dar așa e la voi aici, în Italia. Știți? Ne plac concediile. Știți că biserica nu are concediu? Știți că pocăitul nu are concediu? Stați liniștiți că nu sunt înapoiat. Vă rog frumos să ascultați. Vă spun un bun venit în Apuseni. O să vedeți a doua peștere de cristal din lume, două sunt una în Brazilia și una la noi. O să vedeți peștera urșilor cea mai frumoasă din România, o să vedeți Ghețar, o să vedeți Apuseni, o să vedeți... Veniți la mine că vă cazez eu. Dar nu o să fiți în concediu. Pentru că oriunde ne-am duce în lumea asta, spunem noi că mergem în concediu, Dumnezeu va aduna în jurul nostru oameni care se pierd. Și vom începe să socializăm cu ei, cu oamenii pierduți și vom realiza că de fapt noi nu suntem în concediu. Că Dumnezeu a pregătit acele momente pentru ca să ne ducă în față asemenea oameni, poate care își trăiesc ultima zi din viață, poate ultima jumătate de zi din viață, poate ultima oră înaintea unui cumplit accident când va începe veșnicia. Și pentru câteva momente Dumnezeu ne-a dus în fața noastră. De fapt, ce am înțeles noi? Care e scopul tău? Care e scopul lui? A nu-L asculta pe Dumnezeu înseamnă a avea un alt scop decât scopul pe care îl are El. A nu-L asculta pe Dumnezeu nu înseamnă doar a merge în direcția greșită, opusă voii lui Dumnezeu, nu înseamnă doar a avea un alt scop decât scopul pe care îl are Dumnezeu, ci a nu-L asculta pe Dumnezeu înseamnă efectiv a fugi de Dumnezeu. Ascultă versetul 3. Iona s-a sculat să fugă la Tars. Departe de fața Domnului. M-am oprit aici când am citit textul acesta nu știu câte oară. Și m-am gândit la un lucru. Dacă cumva îți trece prin cap să fugi de Dumnezeu, ia în calcul pericolele. Iona nu le-a luat. Iona a crezut că nu se poate întâmpla nimic, a crezut că va fi cea mai liniștită croazieră. A văzut deja destinația finală, s-a văzut deja la Tars, în sudul Spaniei, s-a văzut, admirând Marocul, strâmtoarea, s-a văzut cu, deja admirând țărmurile Spaniei și s-a văzut deja socializând cu alți oameni departe de fața Domnului. Am scăpat măcar acum de misiune. Ia în calcul pericolele. Dumnezeu nu renunță la tine. Unde vrea Dumnezeu să te ducă, acolo vei ajunge. Sfatul pe care ți-l dau este să o faci de bunăvoie. Oricum, Dumnezeu nu renunță la tine. Dar, omul care fuge de misiune nu înseamnă doar omul care nu ascultă. În al doilea rând,
Omul care fuge de misiune este omul dezinteresat de cei care mor în jurul lui. Acesta este omul care fuge de misiune, când auzi pe unii spunând, păi să facă păstorul, dar tu ce să faci? Păi să facă comitetul, dar tu ce să faci? Care e rolul tău la biserică? Care e rolul tău în lucrare, ochiul critic? Care e scopul tău aici? Păi mă les pe ei în față și tu ce ești? Consumatorul de programe? Ăla care pași mereu de vină? Știi ce spune asta? Asta spune că tu fugi de misiune și asta dovedește că tu ești dezinteresat de oamenii care mor în jurul tău. Și spun ceva în seara asta. Dacă așa ești, nu te aștepta să intri în cer, că nu vei intra niciodată. Poți să vii aici să mai rupi 100.000 de pantofi și să schimbi 10.000 de mașini. Tu în cer nu ajungi. Tu ești dezinteresat de ce se întâmplă în jurul tău, de oamenii care mor în jurul tău. Acum vă rog să priviți împreună cu mine. Omul acesta dezinteresat de oamenii care mor în jurul lui și vrea să fugă de responsabilitatea misiunii, este un om privilegiat și iată trei privilegii. Primul privilegiu. Spuneți dumneavoastră, când am avut mai mulți predicatori ca acum? Niciodată. În fiecare an, vara, bubuie internetul de ei care sunt îmbrăcați în robă cu cipirica pe cap, diploma în față, am luat licența. În ce mă? Teologie. Auleu. Îi vezi pe alții, diploma, ce-ai făcut mă? Am luat masteratul. Unde mă? În teologie. Îi vezi pe alții și mai barosani, doctoranți, în ce mă? În teologie. Niciodată n-am avut atâția absolvenți ca acum. Niciodată. N-am avut niciodată atâtea școli, atâtea seminarii, atâtea facultăți de teologie ca acum. Niciodată. Dar niciodată. Și niciodată biserica nu a trecut prin criza prin care trece acum. Niciodată. Ai terminat? Terminat. Uite, îți fac un favor. Vrei să intri în lucrare? Pe cum să nu, că doar de asta mă lăsa? Nu cumva ai confundat lucrarea cu serviciu? Fii sincer. Nu, nu, nu. Auzi, a plecat de la voi cineva de aici și s-a tot învârtit prin România, s-a învârtit prin Belgia, l-am întâlnit. Măi, frate păstor, vreau să ajung în țară și să lucrez la pompe funebre. Mă, dar ce la pompe funebre? Pentru că acolo la fiecare mormântare pică ceva. Și decât două sau trei mormântări pe zi, mie pică ceva. Și mă trezesc într-o zi cu el la ușă, sună ceva la ușă, deschid, ăsta, Doamne, ce faci, mă? Păi am trecut pe aici, așa vreau să vă văd, dar cu ce ocazie pe aici? A fost după un mort la Nucet, mă, și unde e mortul? L-am lăsat la intrare în oraș, în mașină și am venit să vă văd, Doamne. Doamne, am trăit să o văd și pe asta. Asta lasă mortul la intrare în oraș, unii să mă vadă. Ai terminat teologia? Vrei servici? Te angajați cumva la pompe funebre? Vrei să devii gruparul păstorilor? Ai învățat să sapi gropi? Uite privilegiul care îl ai. Dacă vrei să intri în lucrare, avem locația. Uite, avem acolo un setuc undeva între munți. Avem acolo un nucleu de 6 sau 7 persoane. Uite, un ortodox a dat terenul pocăiților lui 7 persoane să facă o biserică. Nu le-a cerut niciun ban pe teren. Uite, ai toate pârghile la îndemână. Ești tânăr, ai potențial, ai totul la îndemână. N-ai vrea să mergi acolo? Nu, frate. Nu, păi cum să nu? Eu sunt băiat de oraș. Eu am terminat la București, la Oradea, la Arad, în Cambridge, Oxford. Eu nu, frate. Deci nu vrei să mergi acolo? Îi asfalt? Nu, mă, eu am rămas blocat într-o seară acolo de mă căuta nevastă-mea când mai veneam acasă. Și am zis, să-s blocat aici, ce să fac acum? Așteaptă până ajung acasă.
Mă, nu vrea să mergi acolo. Mai acum se bagă apa, fiecare pe cont propriu, că ăștia vă că n-au timp de băgat apa. A, nu, nu, nu mă duc. Dar tu ce vrei? Oraș. Ascultă. Versetul 2. Scoală-te și du-te. Unde? La oraș. La Ninive. De ce? Mă, nu e un oraș simplu. Asta e capitala Imperiului Asirian. Mă, te trimit în capitală. Voi unde locuiți? În oraș. Mare majoritate în oraș. Că vă place oraș. Câți oameni ați câștigat de când v-ați mutat la oraș? Sau la țară? Câți? Uită-te în biserică și identifică unul din schimbul de dimineață sau din schimbul de acum pe care l-ai condus tu la Hristos. Dacă nu găsești niciunul, îți spun în seara asta pentru două oară, tu n-ai căutat în cer. Și o să spun de ce. În Matei 25, vicleanul ăla, leneșul ăla, puturosul ăla, care a primit un talent, a fost scos afară. N-a câștigat nimic. În Luca 13, smochinul ăla, de soi bun, trebuia să rodească de 3 ani. I s-a dat ultimatum, harul unui an limitat, dacă nici anul ăsta n-aduce rod, îl tai. Ioan 15, orice mrădițe care n-aduce roadă este tăiată, ele se usucă, sunt strânse, aruncate în foc și iar pricepe bine. Pricepe bine și auzi. Ești un om privilegiat, cunoști ținta, du-te la Ninive. Bine, Doamne, dar ce să le predic la Ninive? Lăsa că-ți dau eu mesajul. Ce mesaj îmi dai? E un privilegiu să-ți dau mesajul meu. Ascultă, 9 cuvinte îți dau. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, numără bine. 9 cuvinte. Pe cum să mă duc eu cu 9 cuvinte, doctorandul, licențiatul, masterandul, să mă duc cu 9 cuvinte? Păi nu mă duc eu acolo să expun teza mea, să arăt eu lumii câte cărți am citit, să... Nu, 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 nu. Te duci acolo și spui cuvintele mele. Nu se vor întoarce oamenii la Dumnezeu până nu vor auzi cuvintele Lui. Cât timp le vor auzi pe ale noastre, nu se vor întoarce oamenii la Dumnezeu. Nu, no, nu se vor întoarce oamenii la Dumnezeu. Iona s-a dus în Ninive și a predicat 9 cuvinte. Și s-au întors 120.000 de oameni, că erau cuvintele Domnului. Astăzi predicăm 120.000 de predici și nu avem speranța că unul a înțeles și că se va pocăi. Ce s-a întâmplat? Ale noastre sau al lui? Dragul meu, ascultă al treilea privilegiu. Ai locația, ai mesajul, ai mesajul. Doamne, mai am ceva de... Ce fel de oameni sunt acolo? Și Domnul avea să-i spună. Te trimit la cei mai inculți oameni. Capitolul 4. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, 4:11. Cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta lor, afară de o mulțime de vite, Iona, asta e masa de oameni. Păcatul le-a stricat caracterul. Păcatul n-aduce înțelepciune, tot ceea ce atinge păcatul moare. Te trimit la oameni morți, la oameni care nu mai au judecata normală. Te trimit la oameni care nu cunosc adevărul, te trimit la oameni care zac în păcat, acolo te trimit. Cu 9 cuvinte. Sunt ale mele. Ale mele au putere, ale tale n-au. Folosește-le pe ale mele, Iona. Iona ascultă. Și înainte de trecem mai departe, m-am uitat la reacția lui. 3 reacții la 3 privilegii. Prima reacție. Versetul 3. Iona s-a sculat să fugă. A stat, a ascultat liniștit ținta, mesajul, starea oamenilor. Și a zis el în mintea lui, la cei mai proști? Nu, no, să meargă alții. Nu cuvinte la un doctorand în teologie. No, să meargă alții, au nevoie de 2 ore. Ninive,
capitala sirienilor, păi ăsta am subjugă neamul meu, cum să mă duc eu la dușmanul meu să-i spun că Dumnezeu îi vrea salvare nouă? Reacția, s-a sculat să fugă la Tars. A cumpărat biletul. Când te duci unde te trimite, Dumnezeu răspunde el. Când te duci unde vrei tu, pregătește-te să plătești. Că factura de astăzi o vei plăti mâine. Că decizia de astăzi o vei plăti mâine și o vei plăti și în veșnicie. Pregătește-te să plătești. Și acesta cumpără biletul, găsește corabia, cumpără biletul, se duce la cârmaș și spune: eu merg la capăt de linie. Pe mine mă cobor jos la fundul corabiei, ai camera din spate, eu pe aia o vreau să nu mai treacă nimeni pe la ușa mea. Vreau să am o călătorie liniștită. Și mă voi întreba, și unde a fost Dumnezeu acolo? Dar de ce n-a făcut nimic? Că Dumnezeu și are vremea lui și timpul lui și metodele lui. Și ne spune cuvântul că acea corabie lua distanță și în momentul în care lua distanță se deschid obloazele cerului și Dumnezeu vine în vârful valurilor și pe aripile vântului și îl înfruntă pe fugar. Adică marea și izbește în corabia în care se află omul care fuge de misiune, omul dezinteresat de cei din jurul lui, privilegiatul lui Dumnezeu care reacționează într-un mod greșit. Oamenii încep lupta pentru supraviețuire și aruncă în mare uneltele să o facă mai ușoară, aruncă tot din corabie. Ascultați reacția lui Ion. Capitolul 1, versetul 5, partea 2. Iona s-a coborât în fundul corabiei. S-a culcat și a dormit dus. Afară bate vântul și una fuge. Pe punte oamenii se zbat să trăiască și Iona doarme. Avem acum 2 ani de când bat vânturile. 2 ani de cât bântuie ce bântuie. Ar fi trebuit să ne fi dat de gândit situația pe care o avem. Și ar fi trebuit să ne dăm seama că în jurul nostru oamenii sunt dezorientați, debusolați. Că oamenii au intrat în criză și n-au soluții. Că oamenii sunt în căutarea adevărului și nimeni nu vine să îl spună. Că lumea de afară are întrebări, iar biserica are răspunsul și trebuie să iasă cu răspunsul la masa de oameni de afară. Se pare că noi avem programele noastre, avem repetițiile noastre, avem datele noastre, avem obiceiurile noastre, avem tot ceea ce avem. Nu vrem să mergem afară. Sunt 2 ani acuși de când dormim. A treia reacție a bisericii, a lui Iona. El va ajunge la Ninive, va predica cuvântul, 9 cuvinte, se vor întoarce 120.000 de oameni la Dumnezeu. Este întoarsă istoria cu susul în jos și cartea recordurilor înmagazinează cel mai cutremurător rezultat posibil. La 9 cuvinte a lui Dumnezeu, 120.000 de oameni au o viață schimbată. Știți care e reacția lui Iona? Vă rog, capitolul 4, versetul 1. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona. Și s-a mâniat. Pare rău. Îi pare rău că se pocăiesc oameni. Îmi pare rău că el trebuie să-i viziteze pe ăștia, să-i învețe pe ăștia să vorbească altfel, să-i învețe pe ăștia să cânte altfel, să-i învețe pe ăștia un alt mod de a trăi. Trebuie să te ocupi de oamenii ăștia. Și Iona... M-am întors în țară în 90. Auziți ăștia că-s nebun. Am fugit când se trăgea, avem o condamnare de 7 ani. Și când am intrat la Vama Borș cu viză, vamii și s-au uitat la mine. M-a băgat în datele lor și a văzut că eu sunt condamnat cu executare la 7 ani. Întrădasem țara. Și m-a întrebat... Păi după 3 luni ce faci? După 3 luni ies, pun viză și vin apoi pe capul vostru. Ați crezut că ați scăpat, dar n-ați scăpat. Vin înapoi pe capul vostru.
Am ajuns în oraș, ce vorbeau ăștia când am fugit? Dar ce vorbeau ăștia când m-am întors? Sunt toți nebuni acasă. Toți pleacă acum, el vine. Sunt toți acasă asta. Am participat la o evanghelizare. Era biserica curând de bănci, construcție veche. Se intra pe ușa de acolo. Era corul în față, surorile până la jumătate, frații la cealaltă jumătate, culoarul la geam. Se umpluse biserica. Și lângă mine, pe ultima bancă, înainte de începe programul, stătea cineva din comitet. Și am spus, ascultă-mă bine, du-te și adu niște scaune și așează-le aici. Că oamenii ăștia stau în picioare. Pus așa mâna la față să nu îl vadă ea și îmi zice mie, păi ce i-am chemat eu? I-am pus eu să vină? Tipul avea de lucru. Și pentru că i-am spus și el zăma că s-a enervat. Iona se mânie când se pocăiesc 120.000 de oameni. Trei. Omul care fuge de misiune nu-i doar omul care nu ascultă sau doar omul dezinteresat de ce se întâmplă în jurul lui. Omul care fuge de misiune este omul care îl mânie pe Dumnezeu. Dumnezeu nu renunță. Și pentru că Dumnezeu nu renunță, pentru că slujitorul lui să ajungă acolo, are la îndemână trei pârghii. Prima pârghie. Ascultați, vă rog, ce spune cuvântul în versetul 4 din capitolul 1. Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Natura e controlată de mâna lui Dumnezeu. Nu-i vorba de ciocnirea a doi curenți oceanici. Curenții sunt controlați de puterea lui Dumnezeu. Nu-i vorba de un tsunami. Acolo e controlul lui Dumnezeu. Este vorba de o furtună declanșată în mod voit de Dumnezeu pentru ca slujitorul lui să ajungă acolo. De cât timp bat valurile și suflă vânturile? De cât timp? De când s-a mai relaxat un pic? La cât se duce să le vorbești? La cât? A fost furtuna. Dacă se discută ceva astăzi, se discută de posibila revenire a Domnului Iisus și vă spun că Domnul Iisus este la ușă. Oameni buni, trebuie să fii orb să nu înțelegi că am ajuns la final. Trebuie să fii legat la ochi să nu înțelegi că suntem la final. Că suflă vântul și bat valurile. Că totul este declanșat cu îngăduința lui Dumnezeu. Că acest cuptor care a început să ardă, să fie încălzit, a scos asupra voastră lucruri de neimaginat. A scos multă zgură și va fi reîncălzit din nou să scoată și mai multă zgură. Și vântul bate și valul le bat. Și slujitorul încă naufragiază. Iona doarme dus. Și Dumnezeu nu renunță. Iona nu se trezește în timpul furtunii și Dumnezeu nu renunță. Are la îndemână a doua pârghie. Și a doua pârghie este cârmaciul. Cârmaciul. Care a fost ultima dată când v-ați rugat pentru cei din comitet? Pentru păstori, pentru comitet. Ce lucruri mari așteptați de la ei când voi sunteți dezinteresați de ei? Când ei nu fac parte din lista voastră de rugăciune? Așteptați predici când v-ați rugat ultima dată să le dea Domnul înțelepciune să știe ce are, ce trebuie să vă spună. Când v-ați rugat ultima dată pentru cor, că vă place corul, vă place fanfară, vă place orchestra. Când v-ați rugat ultima dată? Când? Pârghia lui Dumnezeu, cârmaciul. Cârmaciul în aceeași luptă pentru viața lui. Se uită pe corabie, tot strigă Dumnezeul, nimănui nu răspunde. Și cârmașul se uită, face apelul și zice, lipsește unul. Lipsește unul, mă duc după unul. Mă duc după unul. Iar a venit la ușa mea.
Iar mă deranjez. Când te duci astăzi la unul, trebuie să-l suni. Să vezi dacă te primește. Dacă nu-i tipul preocupat. Cu ale lui, nu cu ale bisericii. Că dacă ar fi cu ale bisericii, te-ar fi cu brațele deschise. Dar nu-i. Cârmaciul face apelul, vede că nu Iona, se duce, deschide ușa, îl ia în scudă și întreabă, măi, tu dormi în timp ce alții se roagă și se luptă pentru viața lor, tu dormi. Mă, tu n-ai Dumnezeu, mă. Soarele și cheamă pe Dumnezeul tău, poate adevăratul Dumnezeu este chiar al tău și nu vom pieri. Mă, roagă-te, mă. Vrei să nu moară biserica? Roagă-te! Roagă-te! Vreți să aveți calitate și nu cantitate? Rugați-vă, oameni buni! Rugați-vă, oameni buni! Rugați-vă! În urma rugăciunii apar schimbări! În timpul rugăciunii apar schimbări! Amin! În timpul rugăciunii capitulăm! În timpul rugăciunii strigăm, Doamne, ai milă de noi! În timpul rugăciunii! L-au dus pe punte de sus. De stradă fugim, în stradă ajungem. Și nu-i nimic mai aiurea decât atunci când am ajuns în locul de care am fugit. Doamne, de ce am vrut să scap, n-am scăpat? De stradă. Am vrut să scap și n-am scăpat, n-am spus eu că vei ajunge acolo. Pe stradă. Și pe stradă începe judecata. Cine ești, mă? Sunt evreu. Evreu, cum te cheamă? Iona. Tradus înseamnă purtător de veste bună. Ce-i cu tine, mă? Fug de Dumnezeu, păștii apucă groază, că ce spusese el și pune întrebarea, ce să-ți facem să se liniștească marea, că asta e mai înfuriată? Și una zice, acum e momentul. Ce moment? Nici la Tars n-ajung, dar nici la Ninive nu o să ajung. Am o soluție. Care e soluția? Eu sunt de vină. Aruncați-mă în mare și marea se va liniște. Cine vrea să aibă credința lui Iona, mână sus. Că eu vreau să o am. Mă, eu vreau să o am, mă. Ce spune Iona, știe ce spune. Dacă mă aruncați în mare, dacă vinovatul este pedepsit și își recunoaște vina și el știe că din cauza lui e asta, să știți că Dumnezeu îi scape pe alții. Îi scape pe alții. Dar ascultați ce zice Iona. Am să ajung în mare, o să iau apă multă până când balonul se umflă crapă și vin balene, rechini și mă ia. Asta-i mintea lui. Numai că Dumnezeu are la îndemână treia pârghie. Prima furtună, a doua cârmaciul și a treia pârghie, submarinul. Iona este, parcă îl văd cum îl prindește din mâini de picioare, vânt și dă-i drumul. Și când ajunge, nu cade unde vrea el. Submarinul e acolo, puntea e deschisă, pică exact pe punte, clapeta se închide și începe croaziera, nu Tarsul. Și acolo unde n-apă și picior de om. Și Iona intră în carte recordurilor ca fiind primul pământean care merge cu submarinul. Și ajunge în locuri în care picior de om n-a ajuns. Pentru că în final să ajungă tot la Ninive. Închei spunându-vă în această seară. Omul care fuge de misiune, este omul care nu ascultă, este omul dezinteresat de cei din jurul lui, este omul care îl mânie pe Dumnezeu și patru și ultimul. Este omul căruia Dumnezeu îi mai dă o șansă. Șansa pocăinței. Pocăința este șansa fiecărui păcătos. Ascultați, vă rog, pocăința în condiții vitrege. Sună ciudat. E aici. Pocăința în condiții vitrege magazinează trei laturi. Prima latură, pocăința în strâmtorare. Doamne, e în pântecele peștelui. Avea să numească locul acela locuința morților. Acolo unde e sucul gastric. Nici nu vreau să-mi imaginez cum arată Iona în pântecele peștelui, sucul ăla gastric. Ce să deschizi ochii, ce să deschizi gura? Că unde duce cleosul ăla, ăsta are menirea să digere hrana, ca acea balenă mare, acel pește uriaș să se poată hrăni.
Vă rog frumos să ascultați pocăința în strâmtorare. Zice așa versetul 1 din capitolul 2. Iona s-a rugat Domnului din pâncișele peștelui, pocăința în strâmtorare începe cu rugăciune. De ce n-am face lucrul acesta fără să fim constrânși? De ce așteptați să vină boala? De ce așteptați să apese mâna lui Dumnezeu? De ce așteptați să ne constrângă cineva? De ce? Toate aceste lucruri au venit peste noi. Suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu ne-am înțeles menirea pentru lumea asta și în lumea asta. Nu ne-am înțeles misiunea și Dumnezeu a trebuit să ne constrângă, să ne cheme la pocăința în strâmtorare, să ne prăbușim și să spunem, Doamne, recunoaștem că de vina noastră se întâmplă. Iona nu putea să deschide ochii și pentru că nu putea să-i deschidă, din cauza sucului gastric, s-a uitat în sine însuși și a văzut că nu-i Dumnezeu. Și vă rog frumos să ascultați versetul 2 și a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Da, pocăința în strâmtorare începe cu rugăciune și continuă cu acea dorință de a-L chema pe Dumnezeu înapoi în viața Lui. În seara asta înainte de a pleca de aici, uită-te la viața ta, e faină, nu e faină, ești, arăți bine. Mi-au început să-mi spun acum că am îmbătrânit. Mi-a zis unul azi, în urmă cu vreo 3 ani, era așa de slab. Eu nu știu, fost slab, dar zice altul, dacă era așa de slab, de ce nu l-a dus la restaurant să dai să mănânce, să se mai îngrașe? Tot l-a lăsat să fie așa de slab. Și că acum arăți bine. Am mâncat, de-aia arăt bine. Ascultă bine, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Cheamă-L să vină înapoi. L-ai dat afară, cheamă-L să vină înapoi. În această seară, asta e pocăința, strâmtorare. Mă rog și-L chem pe Domnul înapoi și recunosc că viața mea fără Domnul este un pustiu. Este o viață la discreția celui rău, sunt în pericol de moarte. Cheamă-L pe Domnul. Pocăința în strâmtorare, pocăința în condiții vicele, nu înseamnă doar pocăința în strâmtorare, ci înseamnă și pocăința din adâncul inimii. Vă rog frumos să ascultați că de pe buze ne pocăim în fiecare zi. Ce ar însemna să ne pocăim într-o zi? Să ne pocăim în seara asta din adâncul inimii. L-a coborât la temeriile munților și zice el așa, și totuși mă aruncase și un adânc în inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră, toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. În adânc. Nu vom ieși din adânc, din strâmtorare, până când nu cade totul de pe noi și rămâne aurul. Nu vom ieși din cuptor, până când cuptorul nu dă de pe noi jos toată zgura. Nu vom ieși. Nu vom ieși. Nu vă zbate să ieșiți în altfel, că nu veți ieși. Și iată un ultim lucru. Pocăința în strâmtorare, pocăința în condiții vitrice înseamnă pocăință în strâmtorare, înseamnă pocăința din adâncul inimii și trăi, înseamnă pocăința pe muchie de cuțit. Ascultați versetul 5. M-am coborât până, pardon, 5. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viață. Sunt aici. Decizia din seara asta mă poate duce aici în mâna Domnului sau mă poate duce aici. Un pierdut pentru veșnicie. Tu decizi. Închei spunându-vă istoria unui preot pe care am auzit-o. Cu vreo 60-65 de ani în urmă, la Simeria slujea preotul Cazacu. Și într-o zi preotul s-a simțit rău, l-a dus la doctor, ăla i-a prescris o rețetă, durerile erau tot mai mari, i-a schimbat tratamentul, durerile erau mai mari și familia a decis Clujul. L-au dus la Cluj, l-au băgat la toate testele și în final diagnosticul a fost cumplit. Cancer și i s-a spus, mai are atâta de trăit, duceți-l acasă, pregătiți-i sicriul, atât mai are de trăit. L-au dus acasă, în camera pe care le-a lăsat-o probabil biblioteca lui, sicriul era undeva ascuns în spate și în fiecare zi toți vorbeau în șoaptă. Lumânarea se strângea tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. Până într-o zi când preotul a realizat, dacă toți vorbesc în spatele meu în șoaptă, înseamnă că-i bai.
poftă de mâncare. Nu, pierd puterea, am slăbit, nu mai gata. Și a zis el, sigur e cancer. Ăsta nu iartă. Așa că în una din zile, înainte de plecat din lumea asta, preotul a decis să stea față în față cu Dumnezeu. Și a început să mărturisească toată vina lui de când s-a născut la zi. Și a mărturisit-o cu lacrimi. Cu lacrimi mare și a plâns mult. Nu mai avea mult. Numai că în momentul în care a încheiat această rugăciune, a avut curajul să spună, Doamne, dacă Tu mă ridici de aici, eu mă pocăiesc. Atâtea trebuie Domnului să audă, dintr-o inimă sinceră. Ochii scădați în lacrimi, fața brăzată de lacrimi, sfâșiat de durere, dacă mă scoți de aici, mă pocăiesc. Ei, lucrurile s-au schimbat de o așa manieră încât preotul a început să ceară puțin apă, păi puțină mâncare, fiecare zi, a avansat tot mai mult, a cerut familie să ridice, apoi să-l ajute să coboare la marginea patului, apoi să-l ajute să meargă puțin din cameră, apoi să scoată afară și nu mai înțelegeau nimic, erau uluiți. Apoi a început să meargă singur și a început să ia în putere, să pună înapoi kilogramele pe el și după câteva luni și a zis, nu, ceva nu e regulă, hai la Cluj. Când l-au dus la Cluj, medicii au făcut pasul și a spus, nu se poate, tu trebuie să fii mort. S-a spus, domnilor, ăsta tovarăș, ăsta e dosarul, ăsta e buletinul, ăsta e pacientul. Când l-au băgat din nou la toate analizele, la toate radiografiile care se făceau atunci, medicul a dat verdictul final. Aici nu a fost niciodată cancer. Preotul s-a întors acasă și în prima duminică a îmbrăcat roba, patrafirul, tunica și la biserică. Și după atâta mare de timp a predicat la biserică și a rămas publicul uimit. Următoarea duminică a predicat și într-o duminică 40 de enoriași la amiază trimit femeile acasă din biserică și spun ei, noi rămânem aici. Cineva a avut curajul și a închis cu cheia ușa, pe dinăuntru a băgat cheia în buzunar și a așteptat pe preot să iasă din altar. Când a ieșit din altar s-a trezit față în față cu 40 de oameni revoltați. Și a zis, părinte, de aici nu ieși până nu spui ce s-a întâmplat cu tine. Păi ce s-a întâmplat? Părinte, de când ai venit ești altul. Părinte, dumneata nu mai faci cruce. Măi, oameni buni, eu să fac și cruce, să cânt, să predic. Nu. De aici, părinte, nu ieși. Părinte, acum dumneata ne predici, părinte. Nu ieși de aici. Părinte, a trebuit să-i linșească pe cei 40 și a spus, stați liniștiți că vă spun tot. Și a început să vorbească despre tot planul lui Dumnezeu și ce s-a întâmplat cu el și ce vrea Dumnezeu. Și la finalul discursului dumnealui, extraordinar de convingător, 40 de oameni au spus, dacă așa stau lucrurile, deschidem ușa și dumneata împreună cu noi mergem la râu împreună și dumneata ne botez pe toți 40. În ziua aceea s-a deschis ușa pentru preot pentru ultima dată. Și în fruntea 40 de enoriași, preotul Cazacu s-a dus la râu. I-a botezat. Dar acolo nu s-a mai întors. Dragul meu, de ce vrei să-ți se întâmple? În seara asta, nu fugi de misiune, în seara asta, întoarce înapoi și spune, Doamne, vreau să fac ce-mi spui Tu. Vreau în seara asta să mă predau cu totul ție. Dacă mă gândesc la voi, la 530 de membri împărțit la programul Targa, câte 4 la fiecare Targa, ținând cont că suntem în 1 septembrie și până la finalul anului avem timp să câștigăm fiecare echipă un suflet. Gândiți-vă la finalul anului ce este în biserica dumneavoastră. Veți trei momente pe care poate nu le-ați mai trăit niciodată. 4 oameni câștigă un suflet pentru Dumnezeu. 4 oameni la dispoziția lui Dumnezeu. 4 oameni pun mâna pe targă și ies și caută oameni și smulg pe oameni din păcat. Și mă rog ca Domnul să ne dea această putere, această dorință, această capacitate. Amin. Amin.